La începutul carierei nu am crezut că voi opera cu un robot. Ziua mea obișnuită de spital începe în jurul orei 8 și durează în medie 10-12 ore. Alternează activitatea. Am încercat să-mi organizez programul și să am cam 2 zile pe săptămână de consultații și 3 de operații. Sincer, aș spune că prefer zilele de operații, fiindcă chirurgia este dragostea mea și îmi place foarte mult ceea ce fac și practic aș putea spune că orice chirurg pasionat cred că ar opera toată ziua. Timpul liber îl petrec foarte mult în natură. Sunt pasionat de schi și poate că aș schia toată ziua dacă aș putea. Merg pe cu bicicleta și nu merg cu bicicleta obișnuită, fac downhill. Mergem pe munți, aici merg cu fiul meu și apoi coborâm prin pădure și facem tot felul de trasee din acestea dinamice. Îmi place foarte mult să mă cațăr și merg pe munte cu mare plăcere. Astfel încât tot timpul meu liber este dedicat sportului și sport în special în natură. Puteam să aleg orice specialitate chirurgicală și de aici au început întrebările. Pe de o parte, îmi plăcea destul de mult tehnica și eram destul de îndemânatic, aș putea spune. Îmi plăcea foarte mult să construiesc, să șurubăresc și aveam destul de abilități și plăceri de a mă juca cu instrumentele mecanice. Pe de altă parte, zona de matematică a rămas totuși în mintea mea, astfel încât am descoperit că unele specialități medicale au la bază geometrie și în felul ăsta am început ușor-ușor să aleg toate specialitățile chirurgicale pentru că știam bine că vreau să fiu chirurg și asta am simțit-o de altfel din anul 2. Picătura care a umplut paharul a fost prietena mea de atunci, care ulterior a devenit și soția mea și care din prima, când am întrebat-o ce sfat mi-ar da, a spus, pentru tine se potrivește ortopedia. Și am început-o la Spitalul Pantelimon, unde am avut parte de niște ani foarte frumoși, unde am cunoscut niște oameni minunați. Un punct foarte important în dezvoltarea mea profesională, aș aminti vizita în Statele Unite la Clinica Mayo, moment în care mi-am dat seama cam pe unde sunt prietenii noștri de peste ocean și unde este medicina românească. Atunci a fost prima dată când am fost expus la chirurgia robotică, la o serie de aborduri chirurgicale minim-invazive și totul mi se părea de neatins. Primul pas a fost făcut în Regina Maria și cred că a fost făcut acum vreo aproape 20 de ani. Și nu cred că exagerez dacă spun că sunt unul dintre cei mai vechi chirurgi care lucrează în Regina Maria și care a prins toate aceste creșteri și toată această dezvoltare a rețelei. Aducerea robotului în România a fost o provocare și o bucurie. O provocare pentru că trebuie să învățăm și să implementăm cât mai repede aceste intervenții chirurgicale pentru a oferi pacienților noștri un confort mai mare și o siguranță mai mare actului chirurgical. Și a fost o provocare pentru că a trebuit să părăsim întotdeauna zona de confort. Robotul pe care îl folosim noi are capacitatea și de a pune proteze parțiale de genunchi și asta va fi noua lansare pe care o așteptăm cât de curând. Și în felul acesta vom putea pune protezele parțiale de genunchi, protezele totale de genunchi, protezele de șold și nu în ultimul rând se va extinde la chirurgia umărului. Permite la ora actuală o recuperare, o idee mai rapidă
decât cea clasică, durerile postoperatorii sunt mai mici și sângerarea intraoperatorie este mai bună. Operez în continuare și clasic, evident, și aș putea spune că marea majoritate a intervențiilor sunt clasice, aproximativ 80% dintre ele sunt clasice și 20% dintre ele sunt robotice. Îmi amintesc de o pacientă pe care am operat-o clasic și care a fost deosebit de simpatică și a încercat să mă întrebe care este diferența între chirurgia robotică și cea clasică. Și până când să încep eu să-i spun care este diferența, ea m-a oprit și m-a întrebat simplu: domnul doctor, robotul își face cruce sau nu? Și eu am zis nu. Zice, ei bine, atunci să mă operați dumneavoastră și nu robotul. Să rămână, domnul doctor! Domnul doctor! Dați-mi să mă îmbrățișez, vă rog frumos! Domnul doctor! Să rămână! Sunt și eu om într-un picior acum lucrat! Da? Da. Nu poți să fii un chirurg bun fără să consulți pacienții, fără să le înțelegi suferința dinainte, pentru că nu ești o mașină. Noi refacem capacitatea pacientului de mișcare și trebuie să înțelegem dorințele lui, pentru că sunt pacienți care au nevoie de niște articulații perfecte pentru sportul de performanță și atunci poate trebuie să nuanțăm anumite gesturi chirurgicale sau decizii, și sunt alți pacienți care au nevoie de niște articulații obișnuite pentru viața cotidiană. Să rămână numai bine. Mulțumim! Dacă mai veniți pe aici, când și cât, vă mai vreți să vă atrăgă. Bine! A venit? Da. A venit? Da. Ce faceți? Nu mai Da? Bine, să rămână. Să rămână. Știți ceva de ligament când vine? Încă n-am luat reconstrucția MPFL sau ligamentul? Nu, nu, ligamentul de mâine. Încă n-am ajuns, aștept. Da, bine? Păi ea trebuie să vină din seara așa. Da? Că aș vrea să intru cu ea mâine, prima. Ok. Acolo poți să scoți o icoană. Îmi amintesc de un caz a unui băiat extrem de tânăr. În momentul în care l-am cunoscut eu, familia mi-a spus că de un an de zile el nu mai poate să stea în șezut la marginea patului și singurul lucru pe care poate să-l facă este să stea întins pe pat și să vadă tavanul. Ridică așa cu o singură cât. Păi cine puneți dumneavoastră? Așa. Hai. Și ca lumea. Fac două mișcări așa. Așa. Aha, deci l-a învățat bine. Un pic să încălzim ligamentele un pic. Așa. Bravo. Așa. Și rulați pasul. Bravo. Așa. A avut nevoie de două intervenții chirurgicale de protezare și mi-amintesc foarte clar privirea lui și mulțumirea lui din momentul în care s-a terminat intervenția chirurgicală, în care mi-a spus că pentru prima oară după un an și ceva de zile nu mai vede tavanul și poate să vadă ceea ce se întâmplă în jur și să stea în fund într-un scaun, și de atunci a început recuperarea și a început din nou să meargă. E unul din momentele în care mi-am dat seama că ceea ce facem noi, facem cu adevărat bine și suntem pe calea cea bună.